Bine v-am regăsit, oameni buni. Salut copii. Astăzi vom vorbi despre politicienii prinși în offside cu limba română. Prinși de către mine. Probabil că mai sunt și alții care au scăpat de uh, atenția mea sau nu au vorbit în săptămâna trecută și atunci nu au vorbit și nu au scris în săptămâna trecută, și atunci iată că mă voi lega doar de unii în această emisiune. Primul care mi-a sărit în față a fost Stelian Tănase, devenit foarte activ după ce a plecat din postul de președinte al Societății Române de Televiziuni, de Radio și Televiziuni. Îl citez. Aici se află multe afaceri, contracte, etc., distribuția de resurse, esența politici. Ați remarcat că a mâncat un i în loc de esența politicii deci politicii cu doi de i domnia sa a scris cu un singur i și iată a greșit de foarte multe ori Stelian antenase are necazuri cu scrierea uh, cuvintelor cu 2 I final sau cu 3 I la sfârșit final, cum le zic eu, da? Și de data aceasta, iată că se întâmplă lucrul acesta. Se întâmplă și invers. Pune un I în plus. De exemplu, în unele țării Cetățenii români vor fi identificați drept țapi ispășitori. Repet, ca să înțelegeți bine, în unele țării, cetățenii români vor fi identificați drept țapi ispășitori. Sigur, neașteptat din partea unui intelectual de talia lui Stelian Tănase să vină în fața publicului cu atâtea greșeli de scriere. Deci, în unele țări, evident, corect era țării, dacă ar fi fost în genitiv. Deci, harta țării, numai că aici domnia sa vorbea de țări, în unele țări. Să scriu ca să Înțelegeți și domnia voastră, să vedeți și domnia voastră cât de simplu era, da? Continuăm, deci a pus unii în plus și a ieșit țării, nu era cazul, nu trebuia. Mai departe, deci în unele țării cetățenii români vor fi identificați, atenție, avem cuvântul indent. Îl găsiți în calculator, acolo când vă fixați marginile, da? Aveți un semn, un triunghi în partea stângă, un triunghi în partea dreaptă. Evident că triunghiul acela se cheamă indent, iar operațiunea aceasta se cheamă a indenta. Deci a indenta și nu așa cum spune domnia sa. Numai ca aici nu este vorba de substantivul indent da? un neologism de ultimă oră, ci este vorba de un uh, derivat de la cuvântul identic, a identifica. Deci, a identifica, mai scriu o dată aici, identifica. Identifica. Și nu e vorba de indent Respectivul cuvânt pe care l-am întâlnit prima dată la mașina de scris și apoi la calculator. Deci, o greșeală de clasa 1, a, a doua, evident, rușinoasă, cu totul rușinoasă. Mai departe, domnia sa nu scrie ȚAPI, cum ar fi corect, da? ȚAPI SPĂșitori. Ci domnia sa scrie în loc de Ț, scrie cu T, Z. Exact cum scriu copiii pe telefon, când nu știu că dacă apasă pe T o jumătate de secundă în plus, tă, da, evident dacă e setat în limba română telefonul, t acela se va transforma în T. De asemenea, i-a fost lene lui Stelian Tănase să vadă pe tastatură, să caute pe tastatură unde este T, de obicei, mărimile zilei nu suportă tastatura în limba românească, da? Pentru că sunt oameni buni peste tot și tastaturi în limba română, unde aveți ș, ț, î, din i, î, din a și așa mai departe. Le aveți pe toate acolo, numai trebuie să tastați pe ele atunci când aveți nevoie de respectivele diacritice, da? Și nu să procedați asemenea copiilor grăbiți care screen la telefon nu au răbdare să țină o jumătate de secundă sau chiar mai puțin, o fracțiune de secundă în plus pe t ca să se transforme în T. la fel pe S ca să se transforme, pe s ca să se transforme în și așa mai departe. Repet, dacă tastatura telefonică este um, setată în limba română. Dacă nu, atunci evident că scriem fără diacritice spre uh, rușinea noastră și iată uh, se întâmplă astfel de lucruri penibile pentru o personalitate de talia lui uh, Stelian uh, Tănase. Tot la Stelian Tănase rămâne politicienii rare ori sunt la înălțimea misiunii și răspunderii lor. Și aș zice eu, dar elitele, domnule Stelean Tănase, elitele care scriu fără să-și corecteze scrisul, da? care ies în fața publicului, iată cu o asemenea propoziție ca a domniei voastre. Da? Deci, înălțimea misiunii și răspunderii. Întotdeauna genitivele oameni buni au în față articolele genitivale al a ai ale. Deci întotdeauna substantivele în cazul genitiv primesc aceste articole. Deci e vorba doar de substantive, să ne înțelegem foarte bine sigur, primesc și altele, dar în cazul substantivelor este obligatorie prezența uh, articolului genitival. Mai are într-un loc uh, aceeași, uh, aceeași greșeală uh, stele antănase, cu soarta ei și Europei. Aici chiar că e greșeală flagrantă. Dacă dincolo, hai că o mai putem înghiți, e bine, aici e tulburat cu totul uh, înțelesul oameni buni. Și rămânem tot la uh, stele antenase. Iată o mostră descrisă. Până la urmă ce la ce am asistat ieri, nu este decât o demonstrație că e vorba de lipsă de respect față de cititor. Până la urmă, dacă facem un efort, ne dăm seama care sunt greșelile de ortografie, le corectăm și până la urmă înțelegem ce vrea să spună. Dar nu mi se pare normal ca Dita intelectualul, un om cu atâtea pretenții, iată să aibă un discurs uh, plin de uh, greșeli de uh, exprimare. E rușinos. Și tot la stele antânase. Cităm. Vadim Tudor, redactorii, cititorii, se refugiaseră în naționalism, ca ultim refugiu la ce fusese regimul Ceaușescu. O tautologie de clasă primară pe care ați recunoscut-o și domniile voastre. Se refugiaseră în ultim refugiu. Ca să vezi, da? Uh, și acum, sigur, adaosul acesta la ce fusese regimul Ceaușescu. Observați că aici nu poate să fie nimic clar. Despre ce este vorba? Care refugiu? Uh, la societatea lui uh, uh, Ceaușescu, la comportamentul său și așa uh, mai departe. Sigur, îmi pare foarte rău pentru că de obicei greșelile acestea pe care le selectez pentru emisiunea noastră le aduc din jurnale le aduc de la jurnaliști grăbiți și mai puțin de la intelectuali de detalii, cum este Stelian Tănase Îmi pare foarte rău, dar nu-l voi ierta niciodată până când nu își va corecta discursul. Nu se poate să apari așa în public avem nevoie de niște modele da. și dacă avem nevoie de modele atunci să fie modele până la capăt mă opresc aici pentru astăzi oameni buni nu uitați să-mi lăsați mesaje pe pagina mea de Facebook sau pe pagina de internet a emisiunii noastre să mă întrebați ce doriți dumneavoastră să-mi sesizați alte greșeli și așa mai departe rămâneți sănătoși domnilor și doamnelor pa copii